înțeleg că sunteți nu foarte fericiți că sunteți aici, pentru că am aplicat cu toții pentru conferința de la Bratislava, care vorbește despre industria sexului, etica în industria sexului, și v-ați trezit la București ca un premiu de consolare, inclusiv despre mine e vorba, vorbind despre etica greșelilor. Etica greșelilor înseamnă, după ce că respecti regulile, eșuezi aproape de fiecare dată. N-am vrut să trivializez, Doamne ferește, ceea ce se întâmplă astăzi la Bratislava, la aceeași oră cu Bucureștiul, sau în fine, o oră mai târziu decât la București, pentru că, dincolo de titlul tabloid, au fost deștepți, de data aceasta, cei din Bratislava, slovacii. Ceea ce vor discuta acolo este extrem de serios. E vorba, din ceea ce am înțeles, despre grupurile vulnerabile și problemele pe care le-au acestea în zona de industrie a sexului. În momentul în care Cristi Lupșa, jurnalist și fondator al DOR, s-a întâlnit cu mine și m-a invitat să avem o conversație astăzi despre etica profesională, tocmai venisem de la o întâlnire în care un judecător federal american, venit aici în România la invitația ambasadei Statelor Unite, vorbise despre etică. Era un judecător specializat în etică, etica justiției. O doamnă fermecătoare, după aproape 50 de ani de magistratură, a venit și ne-a vorbit extrem de frumos. A fost cea mai plictisitoare conferință din viața mea, pur și simplu. Și ascultându-o, mi-am dat seama că, de fapt, noi toți, cei care vorbim într-un fel sau altul despre reguli, care pledăm pentru norme și pentru internalizarea standardelor în profesiile noastre, suntem îngrozitor de plictisitori. Așa încât i-am spus lui Cristi, știi, eu nu vorbesc în public pentru că sunt un dezastru, nu vorbesc la televiziune pentru că televiziunile sunt un dezastru, sau așa cred eu, dar de data asta nu voi scăpa în niciun caz ocazia de a plictisi 150 de oameni sau poate mai mult. Astfel încât e remarcabilă oportunitatea și o voi folosi pe deplin și am acceptat. Bine, nu știa în momentul respectiv nici el cât de mare va fi plictiseala. Dar am spus da din prima, pentru că venisem de la acea întâlnire. Și nu exagerez când spun că a fost cea mai plictisitoare întâlnire din viața mea, cea cu judecătoarea, era o doamnă, cu judecătorul federal american, care practicase la un nivel extrem de ridicat în America justiția și o practica încă, fiind în același timp și foarte importantă această întâlnire. Pentru că mi-a arătat încă o dată câteva lucruri fundamentale despre orice țară, despre orice profesie, a tuturor oamenilor care sunt într-un fel sau altul preocupați de regulile meseriei lor. Pentru că atunci când vorbim despre etica profesională, putem vorbi mai puțin pretențios și mai profund, probabil, vorbind despre felul în care îți faci o meserie sau alta. Etică sună evident filozofic și este și o ramură a filozofiei. Cum îți faci meseria sună mult mai pe înțelesul nostru al tuturor. Și mi-am dat seama, în momentul în care ascultam pe judecătoarea respectivă, că, de fapt, etica are o caracteristică excepțională. Etica niciodată nu este carismatică. Etica nu are șarm, etica nu vinde, etica nu este spectaculoasă, în niciun fel. Și totuși, ea este practicată în continuu de mult mai mulți oameni decât cei care vorbesc despre ea și sunt ceva mai vizibili, cum am șansa sau neșansa de a fi eu, de mai mulți oameni care nu știu cu o practică, chiar dacă sunt extrem de atașați de reguli și de felul în care se face o meserie sau alta. Totuși, fiind atât de nespectaculoasă și inconfortabilă, de ce o facem? De ce facem acest lucru, fie și fără să ne dăm seama? Bine, de ce o facem altfel decât, și acum o citesc pe judecătoarea respectivă, decât pentru a fi arătați și la mesele cu prietenii cu degetul, spunând, uite, creatura asta se ocupă de etică, vorbește tot timpul despre etică. Aseară un prieten de-al meu m-a invitat să stăm un pic de vorbă și am spus, nu pot, am o prezentare despre etica profesională. Și mi-a spus, dar de ce e nevoie să fii ipocrit, planificat? Adică fii ipocrit stinger, cum ești tu de obicei, când vorbești despre etică și despre reguli. Lucra în media amicul respectiv, bun prieten, și care mi-a spus, ok, bine, am înțeles, deci va fi o ipocrizie premeditată ceea ce vei face tu mâine, nu ne mai vedem astăzi ca să poți să-ți pregătești această ipocrizie fără seamă.
Etica este privită mai degrabă ca un lux, aproape ca o compulsie pentru a plăcea celorlalți. Psihologii consideră că cei care au, știți această expresie celebră, centrul de acceptare în afara ta și care se vor iubiți, apreciați de către ceilalți, au o propensiune în același timp pentru etică. Încearcă să respecte regulile, să le arate celorlalți că le respectă. Etica, într-un fel, cumpără aprecierea celorlalți sau măcar dorește să facă asta. Aceasta este mitologia din jurul eticii. De fapt, din punctul meu de vedere, după experiența de 25 de ani de presă, mi-am dat seama de un lucru mult mai simplu. Cred că, de fapt, ceea ce caracterizează etica este o chestiune extrem de practică, de pragmatică. Cred că etica profesională funcționează. Vorbind în termeni poate puțin prea corporatiști, etica ne ajută să creăm produse mai bune, servicii prietenoase și branduri care să meargă către mintea și mai ales în zilele noastre către sufletul publicului nostru. Etica nu este, de fapt, ceva vag și a internaliza și respecta normele pe care nu le inventezi tu, ci care vin dintr-o experiență umană profundă și îndelugată a brezlei tale și a tuturor celorlalte ghilde din această lume, unele experiențe sunt seculare, altele sunt milenare, te ajută să faci lucrurile să meargă, într-un sens neașteptat de bun de fiecare dată. În toți acești ani am fost întrebați ce faceți voi la Gazeta Sporturilor de reușiți într-un fel sau altul să fiți măcar un pic deasupra nivelului pieței, cum se spune în lumea bursieră, cu un randament superior cel al pieței unde vă manifestați. Fie că e vorba de piața de publicitate, fie că e vorba de cititori, fie că este vorba de afacere în întregul ei sau de imaginea digitală, de print a ziarului la care lucrez, a companiei pentru care lucrez. Ne-am gândit și noi de multe ori la acest lucru și ne-am răspuns nou și am răspuns și în afară de fiecare dată cam așa. Nu suntem în niciun caz mai inteligenți, nu suntem mai talentați, nu suntem nici măcar de fiecare dată mai muncitori decât alții. Suntem doar mai organizați și mai atașați unor reguli pe care nu le-am inventat noi, le-am luat de afară în principal și încercăm să le respectăm în fiecare zi. Nu vom reuși și nu reușim în fiecare zi și despre asta este de fapt și această prezentare. Cum arată erorile în intermediul eticii. Prin intermediul eticii, iertați-mă. Suntem într-un moment în care e foarte ușor pentru noi acum, după niște ani reușiți din punct de vedere jurnalistic și care ne-au adus o faimă care ne rușinează și pe noi și care ne obligă și care ne aduce în fiecare zi provocări pe care nu le putem face față de cele mai multe ori. E foarte greu ca în fiecare zi să încerci să vorbești cu oameni care își cer să salvezi de la ansamblu Ciocărlia și până la un import spectaculos de tancuri care a venit azi noapte de undeva și sigur acele tancuri sunt de mâna a doua și foarte proaste față de cum trebuiau să fie. Dar nu putem face asta pentru că nu e treaba noastră, nu ne ocupăm cu acest lucru, dar asta nu înseamnă că nu putem opri pe oameni să ne ceară chestia asta. Ca jurnaliști de investigație ajung să fii în contact cu foarte multe cazuri pe care, din păcate, cu sinceritate le poți refuza. Dar astea sunt lucrurile care se văd. Și m-am gândit ca să nu fie plictisala chiar atât de mare, pe cât speram, să avem o conversație mai degrabă despre eșecurile noastre. Despre momentele în care n-am reușit să fim etici. Până și în mijlocul celor mai spectaculoase și cunoscute uneori dintre situațiile pe care le-am avut de rezolvat, am comis erori. Unele dintre ele destul de mari. Și într-un fel, acesta este mesajul și miezul discuției de astăzi, referitoare la etica erorilor. Și voi începe cu... Înainte de asta, pentru că este unic credit în sală, voi spune un lucru, apropo de reguli. La începutul anilor 90 existau câteva reguli din vechea presă, bune,
pentru că nu erau doar ale presei comuniste, ci și ale presei libere. Și existau o groază de reguli care nu se manifestau la noi. Una dintre regulile care nu se manifesta era următoarea. Jurnaliștii puteau vinde publicitate, ceea ce era evident un conflict de interese. Mai mult decât atât. În ziare nu existau site-uri pe vremea aia. Și în televiziuni și în radiouri astea existau. Nu erau ceea ce sunt astăzi, dar existau. Apăreau articole despre firme care nu erau niciun fel marcate cu publicitate. Apar și astăzi. Multe. Am încercat cu foarte multă încăpățânare și umilitate în tot acești ani să explicăm de fiecare dată următorul lucru. Când oamenii citesc, văd la televizor ceva, aud ceva la un radio, îi consideră instinctiv, pentru că ăsta este contractul nescris între presă și publicul său, că acele lucruri apar doar din voința liberă a jurnaliștilor și a redacției. Dacă nu apar din voința liberă, ci în urma unui contract, unei înțelegeri, care nu este oculte, care nu este o înțelegere care ar trebui să, de care ar trebui să fie rușine în promovarea unui produs sau unui serviciu, ar trebui marcate cu publicitate. Există un marker universal în toată lumea și în toată presa lumii, și anume, ceea ce nu apare din libera inițiativă și discernământ, mai bun sau mai rău, în fiecare zi al redacției, trebuie marcat cu publicitate. Lucrul acesta n-a existat în România foarte mulți ani. Din păcate, nu se respectă nici acum în anumite zone ale presei, dar e un lucru, o regulă de fier a presei. După cum, ultimul lucru bun pe care îl spun despre noi, vor urma cele rele, este următorul. La începutul anului 90 nu exista distinția dintre informație și opinie. Oamenii amestecau în editoriale sau în materialele lor, în articolele lor, în reportajele care erau difuzate la televizor, informația, faptele, adică și părerile și valorile, judecățile de valoare. Asta e un lucru care nu se întâmplă în presa din Occident. Mai mulți oameni de la mai multe publicații, nu există aici o exclusivitate a meritului, nu are nimeni monopol pe acest merit, pe virtute, în niciun caz. Mai mulți oameni au încercat să schimbe acest lucru și în bună măsură el s-a schimbat. Pe ce se bazează până la urmă el? Se bazează pe o frază patetică, dar extrem de adevărată, care sună așa: faptele sunt sacre, opinia este liberă. Asta este o mantră, uitându-mă la profesiile voastre de pe site-uri, care cred că funcționează, de fapt, în orice comunicare umană, și profesională, și individuală, și personală. Dacă veți spune des în mintea voastră această mantră, faptele sunt sacre și opinia este liberă, vă veți simți cum ne simțim noi ori de câte ori avem o dilemă de norme, de etică, eliberați într-un fel. Încercați să faceți asta și veți vedea că puteți spune mai ușor adevărul bazat pe fapte sau pur și simplu opinia voastră, fie că ea este... Nu se poate spune că opinia este adevărată, pentru că opinia este pur și simplu liberă, aparține 100% celui pe care o rostește. Și acum mergem la lucrurile care nu ne ies și care nu ne-au ieșit. Și voi începe cu unul dintre cazurile cele mai importante și cunoscute ale Gazetei Sportului, este vorba despre cazul Riți. Probabil că vă amintiți, în 2009, în vara lui 2009, ziarul a reușit să reconstituie, într-un interval de timp extrem de scurt, o afacere murdară începută de Ministerul Tineretului și Dezvoltării, Tineretului și Sportului, iertați-mă, ministerul care intră în parohia ziarului Gazeta Sportului. Era vorba de o sumă de 730.000 de euro care fusese pasată către două firme de casă, care erau în același apartament, o licitație trucată. Nu voi da, evident, toate detaliile, ele sunt extrem de multe. Șocul a fost destul de mare pentru că, dincolo de ceea ce s-a întâmplat și s-a văzut, noi am învățat din acest caz, astăzi, când ministrul respectiv este la închisoare, apropo, niciodată cineva nu este la închisoare datorită sau din cauza presei, altcineva judecă respectivele cazuri. Am învățat un lucru foarte important pe care, de asemenea, credem că poate fi declinat oricărei profesii. Și anume că trebuie să rămâi atent după stingerea reflectoarelor, după ce momentul de maxim a trecut și după ce aparent cazul
în jurnalism, pitch-ul în publicitate, licitația în marketing, încheierea mediaplanului au avut loc. Credem că întotdeauna mai rămâne ceva acolo. În cazul ăsta noi am greșit undeva. Și o să vă spun, așa cum vedem noi lucrurile, unde am greșit. Ancheta a fost extrem de amplă, a dus inițial la o comisie parlamentară, singura, din păcate, care s-a întâmplat în România. A fost singura oară când Parlamentul cu adevărat și-a exercitat dreptul constituțional de a cenzura executivul în România. Și chiar dacă n-au ajuns la o opinie bipartizană, au avut lucrări și audieri în care au participat toate forțele politice, inclusiv cele care sprijineau guvernul din care făcea parte ministrul respectiv. Am dovedit atunci un lucru care ne-a ridicat toate televiziunile în cap și nici astăzi nu ne-am iertat pentru acest lucru. Câteva televiziuni, printre care și televiziunile grupului Intact, vânduseră știri fără să marcheze acest lucru în niciun fel. Erau știri vândute pe bani publici, prin care promovau ministrul de la vremea respectivă și pe fata președintelui României de la vremea respectivă. Nu o să intru în detalii, dar am reușit să obținem toate monitorizările, am cumpărat toate monitorizările, am trecut prin toate, am văzut exact care a fost ponderea știrilor, era imensă. Erau mii de știri pe crawl, erau sute de știri video, era o repartizare total neuniformă și negausiană care mergea către promovarea anumitor personaje politice. Și nimic din asta nu fusese semnalat publicului ca fiind publicitate. După o lună, ministrul a demisionat. Și apropo de etică, aceasta este, sau de reguli mai degrabă decât de etică, aceasta este pagina întâi a noastră din ziua demisiei ministrului, pe care n-am conceput-o noi, ci a conceput-o Headvertising, agenția lui Șerban Alexandrescu, care era agenția de imagine și este agenția noastră de imagine cu care lucrăm creația și pe care am rugat-o cu câteva zile înainte, simțind că se va întâmpla ceva, era o presiune enormă publică, să ne pregătească o variantă de pagină întâi în cazul în care ministrul va demisiona. I-au legat-o cu o campanie pe care o aveam noi de promovare a ziarului și a ieșit această pagină întâi. A fost unul dintre momentele în care am cedat, practic, creația noastră editorială și grafică unor oameni care, apropo de norme și de etică, se pricepeau mai bine decât noi, ăsta era adevărul, în anumite momente să marcheze acest lucru. Și am fost bucuroși că reușim să dăm unora care sunt mai talentați decât noi posibilitatea de a anunța un lucru pe care foarte mulți iubitori ai sportului îl așteptau. Mai departe au început audierile și a început procesul. Și aici a început și eroarea noastră etică din acest caz. Pentru că n-am urmărit așa cum trebuie acest proces. Pentru că nu l-am urmărit suficient de profund, pe cât ar fi meritat, nu neapărat cei inculpați, au fost mai mulți, era un lot întreg de oameni acolo, cât în primul rând publicul nostru. Am considerat, greșind judecata la momentul respectiv, că treaba noastră s-a încheiat și că de acum înainte este treaba justiției. Și că justiția este independentă și prin asta am spus sacrosantă și am greșit și că ea își va face treaba oricum și că nu e nevoie să existe o expunere a noastră și un control al presei prin reflectare, nu altfel evident, asupra acestui proces. Am sesizat niște lucruri despre care noi nu scrisesem și care erau un rechizitoriu. De exemplu, era o expresie în care procurorii spuneau despre ministru că ar fi vrut să păstreze la dispoziția sa o sumă de bani din cei 730.000 de euro pe care îi cheltuiseră absolut inutil pentru ziua de 1 mai. Am scris despre asta, am scris că noi nu găsim aceste fapte, că nu găsim în dosarul extins, care avea zeci de tomuri, că nu găsim afirmația procurorului probată nicăieri, dar ne-am oprit, n-am mers mai departe. Pentru că eram încă în faza, eram în 2011, deci acum 5 ani, lucrurile trebuie judecate în context, nu pentru a ne apăra pentru că eroarea a fost a noastră, ci pentru că așa au fost, în care aveam sentimentul că, deși fac un serviciu public, judecătorii nu pot fi supuși scrutinului public. Ceea ce este, uitându-ne astăzi în urmă, o eroare. Au trecut câțiva ani și Monica Iacobriți a primit 5 ani de închisoare. Ea este încă în
penitenciar. Noi nu credem nici acum că dacă am fi reflectat procesul altfel, ar fi avut un alt fel de deznodământ, Doamne ferește, chiar nu credem asta. Dar suntem convinși că a fost o eroare aceea de a ne opri într-un fel din relatările masive. Am continuat să relatăm despre proces, dar destul de subțire, sincer, în momentul în care s-au stins reflectoarele. Și am fost cu atât mai furioși pe noi pentru că știam această regulă. Mulți dintre dumneavoastră sunt fotoreporteri, artiști în zona vizuală. Și cunoașteți regula asta așa cum o știam și noi de la colegii noștri fotoreporteri și de la, din propria experiență. Când se sting reflectoarele, când toată lumea se duce într-o parte, du-te în partea cealaltă, ca fotoreporteri, și vei obține un cadru memorabil, aproape de fiecare dată. Cele mai bune imagini de la Jocurile Olimpice sunt cele cu fotoreporterul care se duce în stânga și sus, când toată lumea se duce în dreapta și jos, la linia de finish, de exemplu. Care alege să vină la două ore după ce s-a terminat competiția, ca să caute pe tunelul care duce la vestiare ceva total neașteptat. Asta e valabil și pentru un copywriter, de exemplu. Când se termină toate ideile, s-a terminat scriptul, s-a terminat pitch-ul, probabil că rămâne ceva în aer pe care el ar putea să-l speculeze. Noi n-am aplicat această regulă, deși o cunoșteam și o aplicasem în alte situații mai mici și până și astăzi ne pare rău. Și fac o paranteză apropo de olimpiadă. Probabil că e prea târziu pentru Rio, dar sunteți indecent de tineri, astfel încât aveți foarte mult timp la dispoziție pentru a încerca să ajungeți la Jocurile Olimpice. Deci o paranteză asta în toată discuția. Faceți asta. Faceți orice efort pentru a ajunge acolo. Nu e nevoie să fiți microbiști. Povestea aia nu e despre performeri, despre campioni, despre... nu e nici măcar despre țări. La Jocurile Olimpice, pe acreditarea aceea mare, colorată a fiecărui sportiv, un lucru nu există, și anume numele țării. Nu știi, uitându-te pe acreditare, cărei țări aparține sportivul respectiv. Pentru că este o formă de universalitate a jocurilor, care se varsă peste tot, și la spectatori, și la public, și în tribune, și pe stadioane. Așa cum spunea un mare cântăreț rock, Jocurile Olimpice sunt una din ultimele forme de bine ale umanității. Și participarea ca spectatori, repet, nu trebuie să știți nimic despre sport. N-are legătură, de fapt, cu sportul. Apropo, sportul nu este despre învingători, este despre înfrângeri și despre învinși. Pentru că întotdeauna o cursă la care participă 30 de oameni sau 70 de oameni este câștigată de un singur om. Ai o poveste. Toate celelalte 69 de povești sunt la fel de importante și de emoționante. Deci dacă reușiți, faceți un efort pentru a ajunge ca spectatori la o ediție a Jocurilor Olimpice. Următoarea după Rio este Tokyo, care e adevărat departe, scumpă, dar extrem de atractivă. Și amestecați-vă cu acei oameni pentru a descoperi un tip de unitate umană foarte greu de descoperit astăzi, când nu avem foarte multe teme și momente în care ne simțim împreună cu oameni. Revenim și revin la discuția asta. Din punctul de vedere al publicului, acest caz a fost un succes pentru noi. Și astăzi ni se spune, sunteți niște nesimțiți, ați înfundat-o pe această femeie care are doi copii. Nu asta e discuția. Discuția este că n-am dus publicului până la capăt ceea ce puteam să ducem, insistând mai mult pe acest caz. Asta pentru că ne-am oprit în momentul în care s-au stins reflectoarele. Al doilea lucru pe care l-am învățat într-un alt caz este acela că dacă te concentrezi pe ceea ce fac ceilalți de lângă tine, concurenții tăi, pierzi o mare parte din energie și nu te poți focusa pe ceea ce ai tu de făcut. Cazul este mai puțin cunoscut, pentru că a trecut un pic neobservat, și e vorba de un lucru pe care l-am făcut la adresa Mediafax. Poate vă amintiți, la un moment dat au fost publicate niște stenograme savuroase și vulgare, dar tocmai de-aia savuroase poate, între Sorin Ovidiu Vântu și oamenii lui din presă. Era vorba de cei de la Realitatea și de la Cațavencu. Fostul Cațavencu, echipa lui Ior Bușcu. Erau niște stenograme ciuntite și noi știam asta, ne-am dat seama din prima. Și am și vorbit cu cei de la Realitatea și de la Cațavencu atunci și ne-au spus înciuntite. Din care reieșea că îi stau un genunchi în fața lui Vântu. Necondiționat de fiecare dată în orice caz. Nu exista decât o parte a discuției, nu exista și cealaltă parte a dialogului. Nu exista de multe ori răspunsul lor la adresa lui Vântu.
Mediafaxul difuzează stenogramele și cu oameni care facem asta zi de zi, am fost și noi la înalta curte, acolo unde exista dosarul, și ne-a fost imposibil să reconstituim timpii. Era imposibil ca într-un timp atât de scurt, știam când a fost dat acces la dosar și așa mai departe, Mediafax să obțină respectivele convorbiri, să le fotografieze sau să le noteze cumva. N-ai voie teoretic să fotografiezi într-o arhivă de tribunal, dar să mai faci asta. Dar era imposibil și așa, și fotografiind. Și dacă aveai un OCR de recunoaștere optică, nu puteai să faci asta. Și atunci am încercat să aflăm ce s-a întâmplat. A durat ceva timp și am agresat pe cei de la Mediafax cu asta, aflând evident că și ei și alții primiseră din partea, nu știu, abar n-am, SRI, DNA, SRI și DNA poate, respectivele documente, care erau intenționat construite de o asemenea manieră încât jurnaliștii de acolo să apară toți drept niște slugi. Am scris câte ceva despre asta. Ni s-a spus la un moment dat, ne-am accesat propriile surse și ne s-a spus că nu e vorba doar despre jurnaliști. Acolo e vorba despre niște offshore-uri. Procesul e mult mai larg, nu înțelegeți voi. Ne-am lăsat păcăliți de sursele respective și am crezut acest lucru. Erau surse din rândul autorităților publice. Și de fapt ne-am dat seama că lucrurile nu stau așa. Și am fost păcăliți de două ori. O dată că am crezut că ăla vizează, că acel tot proces vizează altceva decât viza, ori el viza drepturile de autor, un lucru pe care îl cunoașteți fiecare din voi, dar ne-am păcălit și pentru că ne-am consumat foarte multă energie măsurând timpii colegilor noștri. Nu era o chestiune de colegialitate eroarea, ci era o greșeală de etică. Când te-a pus să investigheți investigațiile altora, greșești. Repet, nu din colegialitate, ci pentru că nu mai stai tu concentrat cu energia ta pe ceea ce poți oferi publicului tău. E valabil în orice relație competitivă, cred eu. Atunci când stai foarte atent pe ceea ce fac ceilalți, nu reușești să-ți consumi energia necesară pentru a satisface oamenii cărora tu, într-un fel sau altul, artistic, comercial, marketing, produs, te adresezi. Apropo, cel mai de succes antrenor, că ăsta e adevărul, din istoria fotbalului românesc, este Emery Kenney, care a câștigat Cupa Campionilor Europeni cu Steaua în 87. Omul ăsta avea o vorbă. Nu stau să-mi studiez adversarul, că pierd timp. Da, îmi studiez jocul echipei mele. Sigur, lucrurile s-au schimbat, lumea e mult mai complexă, fotbalul e mult mai complex. Nu mai poți face chiar așa astăzi, dar este ceva în ceea ce spunea Ienei și în rezultatul lui care are legătură cu succesul pe care l-a avut. Ajungem la cazul colectiv, care este probabil cel mai interesant dintre cele despre care vreau să vă vorbesc astăzi, care ne-a învățat un lucru pe care de asemenea îl știam și pe care de asemenea l-am încălcat din etică. Și anume, tu scrii pentru public, dar nu ca să te simți bine în fața lor. Nu ca să te iubească oamenii despre care scrii. Nu ca să te admire și să spună, vai ce jurnalist bun și care scrie cam ce vreau eu. Sau îmi confir punctele de vedere cu cele de vedere ale jurnalistului, cu punctele de vedere și cu opinia jurnalistului. Am reflectat cazul colectiv la început, în acele zile, exact ca toată lumea, având avantajul de a închide edițiile mai târziu, pentru că suntem ziar de sport și meciurile se încheie și la 2 noaptea la noi și ediția se încheie la 3 noaptea, chiar mai bine decât ceilalți, era, nu pentru că am fost mai deștept, și pentru că eram mai organizat, cum vă spuneam mai devreme. Și am început să relatăm despre autorități foarte repede. Cred că asta este un articol din 2 noiembrie, dacă nu mă înșel, în care am atacat felul în care primarul Piedone se considera acoperit de hârtii și nevinovat în caz. Dar asta era foarte ușor și ne dădeam seama că e foarte ușor. Pentru că primarul Piedone de la sectorul 4 nu era un personaj iubit. Era un personaj detestat și asta s-a văzut peste câteva zile. Am început tot la câteva zile, în 2 noiembrie, luni 2 noiembrie, să scriem despre aripa nouă de la Floreasca, dedicată arșilor, o investiție majoră pe banii băncii mondiale, care a fost inaugurată în primăvară cu 7 luni înainte și care nu era folosită nici măcar atunci, deși era singura aripă capabilă să primească și concepută special pentru cazurile asemănătoare cazului de la colectiv. Nu-i putea primi, evident, pe toți răniții, asta nu este imposibil, dar îi putea primi măcar pe cei mai grav răniți și care ar fi beneficiat de îngrijire adecvată încă din primele zile. În momentul ăsta s-a declanșat atacul la adresa noastră, și nu numai al autorităților, cu asta suntem obișnuiți, ci al publicului. Și nu numai al publicului, ci și al
nostru între noi, dacă pot spune așa. Inclusiv în redacție am început să avem dubii și să ne întrebăm dacă este bine să intrăm în această zonă și să atacăm o profesie atât de iubită în România. Fie și prin criticile la adresa baronilor, dar care sunt nu cei mai cunoscuți și mai prețuiți medici din România. Când m-am întâlnit cu Cristi pentru această convorbire, el mi-a spus, zice, n-ați fost niciodată atât de atacați ca în cazul colectiv. Ce s-a întâmplat? Și am spus într-un fel, zic, o să vorbesc mai mult despre lucrul ăsta, că este foarte, foarte interesant ce s-a întâmplat acolo. Au fost niște reacții foarte dure la adresa noastră zilele acelea. Dar noi ne-am dat seama că, de fapt, nu facem prea mult. Facem prea puțin. Dar n-am știut asta atunci. Am știut asta cam peste o săptămână. Pentru că vreme de o săptămână am rămas cu toții, și noi, și voi, și familiile răniților, prinși în paradigma pe care ne-o furnizaseră autoritățile încă din acea noapte. Și anume, această afacere este afacerea irresponsabilităților privați, cei de la club, formații, organizatori, poate participanți, nu se știe, vom vedea. Repet, asta e varianta autorităților. În schimb, statul român, prin toate autoritățile sale, prin cei mai eroici reprezentanți ai săi, respectiv pompierii, medicii, asistentele, s-au comportat ireproșabil și au făcut tot ce era de făcut și avem de toate pentru a îngriji pe acești oameni, respectiv pentru a-i salva pe cei aflați în stare critică. Inclusiv băiatul meu care este aici în sală și care este elev la Vianu, a murit unul dintre băieții cei mai tineri care a murit acolo, era la Vianu, a avut o ciocnire dură cu mine pe ideea corbilor care plutesc pe deasupra cadavrelor. Și a păstrat și el și eu ideea până astăzi, opinia diferită. Am încercat să-i explic și lui și am încercat să-i explicăm și publicului de ce facem asta, dar a fost foarte greu. Și atunci am intrat vreme de aproape o săptămână în acest consens, lăsați-i, pentru că asta era replica generală, lăsați-i pe oamenii ăștia să-și facă datoria. Nu veniți voi cu tot felul de scorneli și căutând după ușile închise, că nu e nimic de căutat aici. Lăsați-i, nu e timpul acum pentru a vorbi despre lucrurile delicate din acest caz. Nu e momentul. Și am crezut acest lucru. Și noi și restul presei. Chiar dacă am fost ceva mai incisiv decât alții, am încălcat etica în acele zile. Pentru că etica spune un lucru extrem de simplu. Atunci când media se poartă bine cu autoritățile, autoritățile se poartă crud cu oamenii. Asta e un lucru universal, aplicabil și în România și oriunde în lume. Și l-am văzut imediat. Au trecut doar puțin câteva zile peste o săptămână și alte lucruri au început să iasă la iveală. De fapt, cred că a durat aproape o lună până când am reușit să facem rost, dar săpăturile au început să rămână mai de mult, evident că de documentele care au dovedit că, de fapt, cei de la pompieri știau foarte bine de clubul colectiv și nu știau cei doi pompieri trimiși la control acolo, de către șefii lor, ci știau șefii. Știau șefii de la IGSU, de la forul tutelar, știau șefii de la București, existau documente scrise în care apărea numele clubului colectiv. A fost, poate că vă amintiți, un scandal imens început aici, dar era un scandal pe care oamenii, prin informații, îl meritau mai devreme decât am reușit noi să-l producem. Și am mai aflat ceva. Când am început să vorbim cu rudele victimelor, cu rudele răniților, cu cei răniți, ne-am dat seama că acel pact al tăcerii li se aplicase și lor. Ne-am dat seama că ei căzuseră în aceeași capcană ca și noi. Numai că diferența fundamentală era că asta nu era meseria lor să vorbească. Pe când era meseria noastră să vorbim despre ceea ce aflăm, indiferent de consecințe, de consecințele psihice asupra noastră și indiferent dacă asta place sau nu publicului nostru, dacă vom fi sau nu acuzați. Nu era treaba lor ca părinți să aducă la cunoștința opiniei publice lucrurile prin care treceau, dar era treaba noastră să mergem către ei, indiferent de refuzurile inițiale și de înțeleși umane, și să spunem. Pentru că, nevorbind noi, ei au rămas expuși
în fața unor autorități care erau extrem de puternice și care pe de o parte își făceau treaba evident, dar pe de altă parte ascundeau foarte multe lucruri care nici astăzi, pentru că n-au fost atunci scoase la iveală, nici astăzi n-au ieșit cu adevărat la iveală. A existat un moment extrem de emoționant, despre care mi-este foarte greu să vorbesc și astăzi, dar o să vi-l povestesc pentru că este pilduitor pentru eroarea noastră. Am descris cazul unui băiat de la Sinaia, student în anul întâi la Politehnică, care a murit în incendiu de la colectiv. După un periplu îngrozitor între spitale, este băiatul a cărui familie s-a dus la Bruxelles cu avionul și pe aeroportul din Bruxelles a aflat că de fapt el fusese trimis la Viena. Și dincolo de asta, mama și-a amintit când am vorbit cu ea următorul episod. Băiatul intrase la facultate cu 2 luni înainte de colectiv, nu? Și se mai întorcea acasă și pleca apoi la facultate. La ultima venire în Sinaia, când au plecat la tren, au fost toți trei, mama, tata și sora lui, care era mult mai mică, 10 ani. Și când se apropiau de casă, după ce trenul plecase, fata a luat-o pe mamă de mână și a tras-o și a spus ceea ce scrie acolo. Mami, tu nu plângi după băiatul tău din senin, nu se întâmplase nimic. Era aproape o vorbă biblică spusă, care a marcat-o absolut neașteptat pe mamă în momentul respectiv și pe care evident și-a amintit-o cu un efect devastator asupra ei, de premoniție dureroasă după catastrofa de la colectiv și după dispariția băiatului ei. Și credem că într-un fel, în această expresie, mamă, tu nu plângi după băiatul tău, a stat eroarea noastră. Pentru că dacă presa nu povestește, oamenii ăștia ajung să fie neplânși într-un fel sau altul. Sigur, există o durere exprimată, evident, ei sunt plânși într-un fel, dar nu sunt plânși până la capăt, nu sunt plânși așa cum ar trebui să fie plânși. Ați văzut cumva Spotlight, filmul care candidează la Oscar? Da? Bun. După părerea mea ca jurnalist, este un film foarte bine făcut, unul dintre filmele total anti-eroice despre presă, antipatetice, excelent făcut, cu o doză de sumbru care e foarte binevenită și care vorbește despre același lucru. Pentru mine, Spotlight este colectiv. Pentru că jurnaliștii de acolo s-au luptat nu împotriva autorităților. Asta era ușor și pentru ei să lupte împotriva autorităților. S-au luptat împotriva propriilor prejudecăți de a plăcea publicului lor. Pentru că lucrau împotriva abuzurilor pe care le produceau, le comiteau preoții din Boston și înalții prelați, într-un Boston care era profund religios, unde înalții prelați și simpli preoți erau zei pentru oamenii de acolo. La fel s-a întâmplat în cazul colectiv, nu doar cu noi, ci și cu oamenii în general, în cazul medicilor. Ceea ce reprezentau preoții din Boston pentru publicul de acolo, reprezentau și reprezintă în continuare medicii cu misiunea lor nobilă și cu adevărul că ne salvează viața zi de zi în România. Adică ceva inatacabil, ceva despre care nu poți să vorbești fără să te expui în mod îngrozitor. Și noi am greșit încălcând etica profesiei o perioadă de timp, până când ne-am dezmitit și ne-am dat seama, hei, nu trebuie să plăcem nimănui, nu candidăm nicăieri, nu ni se plebiscitează ceea ce scriem. E treaba oamenilor să o ia cum vor, dar noi trebuie să ne facem datoria cum ea înscrisă în regulile, în standardele și în normele acestei profesii. Și abia atunci ne-am recăpătat curajul și când, așa cum spunea Cristi, am ajuns să fim atacați din toate părțile, în sfârșit am răsuflat ușurați. Am spus, ok, acum suntem în poziția bună. Acum suntem așa cum ar fi trebuit să fim din primele zile ale acestui caz. Și asta a fost o chestie de lașitate, dacă vreți, a noastră. Nu ne-am asumat din primele zile ceea ce trebuia să ne asumăm ca jurnaliști. Un alt lucru pe care l-am învățat încălcând etica într-un alt caz este acela că logica înfruntării te va împiedica întotdeauna să înveți. Logica războiului și a beligeranței nu te duce în a învăța niciodată. E vorba de cazul Galabute, un caz probabil cel mai dureros prin atacurile la care am fost supuși în acești ani.
Din cauza faptului că a fost un caz care a durat extrem de mult, din 2011 până în ianuarie 2015, când justiția s-a trezit și a preluat acest caz, și am fost aproape singuri, asta e adevărul, ne și alintăm, dar ăsta este adevărul în anumite cazuri. Pentru că în timp ce blogării plătiți și postacii plătiți continuau să ne atace, televiziunile executau ordine, noi continuam să relatăm, am greșit transformând asta într-un război personal. Au fost presiunile atât de mari împotriva noastră, inclusiv cele fizice și amenințările. De-al minteri, politicianul Elena Udrea a ajuns în raportul Departamentului de Stat al Statelor Unite din cauza amenințărilor făcute pe horurile Parlamentului la adresa mea, a noastră, în fine. A vorbit cu mine, dar vorbea cu toți, de fapt, pentru că suntem întotdeauna mult mai mulți. Am luat-o ca pe un război personal. Am luat-o ca pe un război personal și ne-am înverșunat până într-acolo încât uneori ne-a dispărut luciditatea. Și ne-a dispărut ceva mai important decât atât. Toate chestiunile acestea care erau indecente, ca și cheltuirea banilor publici, ca și protecția tuturor structurilor statului la adresa acestei persoane, acestui om, ne-au transformat și pe ea către noi și pe noi către ea în dușmani personali. În momentul în care dosarul a fost redeschis în ianuarie 2015, s-a întâmplat ceva interesant. Ne-am dat seama că nu avem voie să repetăm ce s-a întâmplat în dosarul Riți. Și am conștientizat că chiar dacă suntem într-un moment fast în care toată lumea ne lăuda, ar trebui să nu facem asta, să nu cădem în prada, să nu cădem în plasă, iertați-mă, a autoelogierii și să rămânem în continuare vigilenți, transformându-ne din adversarii care am fost în niște oameni care să facem doar relatarea acestui caz în continuare, așa cum a pornit el în justiție. De ce spunem că am simțit și iarăși credem că asta este valabil pentru orice profesie? Că atunci când ești într-o stare de război, atentezi la propria ta cunoaștere. Pentru că, de fapt, conflictul în profesie îți oprește curiozitatea. Curiozitatea te face să încerci. Încercând, greșești. Și greșind, înveți. Acest ciclu virtuos al curiozității, încercării și erorii și învățării este întrerupt dacă la început, în loc de curiozitate, tu ai prejudecată, îndârjire și nu numai ca jurnalist. Mai sunt profesii în care, dacă se întâmplă lucrul ăsta, vei rămâne dintr-un ciclu virtuos într-un ciclu vicios. Și am încercat să schimbăm ceva față de cazul Riți, în care analizasem și am sesizat că am greșit, și să rămânem foarte aproape de proces. La ora în care vorbim noi acum, e trecut de 9 probabil, a început un nou termen al procesului și colega mea Mirela Neag este acolo. Și de fiecare dată când începe procesul, Elena Udrea se uită în sală ca să vadă dacă sunt jurnaliștii de la Gazeta Sporturilor. Pentru că ea are o singură speranță, reală și mărturisită, ca acest proces să fie reflectat în toate detaliile sale, indiferent dacă ele îi sunt favorabile sau nefavorabile. Un om care are șansă, DNA-ul a raportat ieri că a scăzut numărul de achitări undeva pe la 7%. Cu alte cuvinte, dacă DNA-ul îți bate în ușe, în 93% din cazuri ești condamnat. În 93% din cazuri. Un om care are doar 7% șansa să nu fie condamnat, se agață de orice. Și acest orice, în viziunea Elenei Udrea, am și vorbit cu ea despre asta, este felul în care noi, cunoscând extrem de bine cazul, mai bine, și nu e o laudă, pur și simplu așa stau lucrurile, mai bine chiar decât îl cunosc în anumite aspecte, evident, procurorii. Pentru că oamenii vorbesc cu noi de bunăvoie, nu poți să vorbești ca jurnalist chemând pe cineva obligatoriu la tine. Ei vin să-ți povestească dacă au încredere și dacă au ceva de spus, din diverse motive. Din invidie pentru ceilalți, nu neapărat din motive nobile, nu are importanță, nu despre asta vorbim acum. Dar sentimentul ei că acest caz poate fi cunoscut publicului așa cum s-a întâmplat și despre care nu știm nici noi exact cum s-a întâmplat și tot ce s-a întâmplat acolo, este legat, culmea, de foștii săi adversari de moarte, pe care ea i-a urât și pe care
Ură căreia, într-un fel sau altul, și noi, în ciuda tuturor exercițiilor de respirație și de budism pe care le-am aplicat, n-am putut să-i rezistăm. Și asta a fost, din punct de vedere al eticii, o eroare noastră. Ultimul caz despre care vorbesc, mai e foarte puțin. Apelez la răbdarea dumneavoastră. La răbdarea voastră. Mi s-a spus să nu vorbi cu dumneavoastră. Ești oricum prea în vârstă, nu mai vorbi și cu dumneavoastră, că... Este acela de a da în orice situație credit părții umane. Părții umane înseamnă explicații mai simple. Explicații care nu ține de teoria conspirației, de sisteme, de structuri, ci uneori doar de oameni. De ceea ce vor, simt și fac oamenii. Greșesc sau reușesc oamenii. De fapt, cel mai important caz pe care noi l-am tratat în ultimii ani, în 2006 a apărut această pagină întâi a ziarului, a fost nu Udrea, nu Riții, nu Copos cu loteria, ci dosarul transferurilor. Și de ce îl simțim noi ca pe cel mai important? Pentru că el a început în 2006 prin publicarea unor documente prin care arătam că între Gică Popescu și impresarul de atunci, Ioan Becali și prieten, s-a făcut un aranjament prin care ei au reușit să obțină dintr-un transfer al unui jucător român, Bratu se numea, de la Rapid la Galatasaray, 2 milioane de euro pentru ei, sau dolari ce erau, dolari pentru ei, nu cred că exista euro în 2006, în fine, 2 milioane de dolari pentru ei, bani care ar fi trebuit să intre Rapidului. Și au rămas la ei, banii respectivi. Ne-evidențiați, ne-raportați, ceea ce se numește în lumea de azi elegant venituri neexplicite. La câteva zile după publicare, Gică Popescu s-a dus cu sacoșa, la propriu, nu-i metaforă, la fisc și a depus 400.000 de dolari, impozitul pe care ar fi trebuit să-l plătească pe suma respectivă. Numai că lucrurile porniseră deja. Fiscul inițial și apoi procurorul intra pe acest caz. Evident că erau începuturile justiției din România. Nimeni nu știa cum se anchetează un astfel de caz. Era nevoie de comisie rogatorie, erau foarte multe țări implicate, erau multe transferuri. Erau zeci de transferuri cercetate din Franța, Italia, Turcia până în Ucraina, de unde evident că procurorii n-au primit nimic, că era Ucraina. Da? Cazul a fost extrem de bine documentat de la început, pentru că el conținea ceea ce oamenii știau, și anume că fotbalul românesc e sărac și președinții bogați, pentru că de fapt banii din transferuri intră la președinți, la impresari și mai puțin la... Ecuația era foarte simplă, dar nimeni nu încerca să o probeze până atunci pentru că nu avea documentele. Am avut o mare șansă. E adevărat, în urma unei mari insistențe, care nu era de un an, doi, trei insistența, ci de peste un deceniu. Și am avut șansa, pentru că uneori chiar ține de noroc, să intrăm noi în posesia respectivelor documente. Aceasta a fost sentința, care a fost foarte târziu, în 2014. 8 ani în care i-am luat peste picior pe procurori, pentru că prima sentință era de absolvire a tuturor celor 7 inculpați. Și momentul sentinței a fost, din toate măsurătorile pe care le avem noi și din ceea ce am vorbit și cu alți oameni, probabil cel mai răvășitor și surprinzător moment de recâștigare a încrederii în justiția din România. Astăzi, lucrul ăsta nu mai pare așa cum era în 2014, pentru că de atunci și până acum s-au întâmplat foarte multe lucruri mai spectaculoase. Voiculescu, Năstase fusese înainte, da? Tot felul de miniștri, 100 de demnitari pe care îi raportează astăzi DNA-ul, dar atunci acești oameni au șocat. Ziua asta noi ne vom aminti tot timpul, pentru că am primit zeci de telefoane de la presa internațională, ceea ce nu se întâmplă sincer în România, nu sună în România în fiecare zi presa internațională să te întrebe câte ceva, dar legăturile există. Ziarul de Telegraph, care este cel mai important ziar din Olanda și unul din ziarele extrem de, una din vocile respectate ale presei din Europa, a sunat și ne-a întrebat, avem o știre pe France Press, parcă, sau Reuters, nu contează, e adevărată? Ce se întâmplă asta? Vă citează unică Gică Popescu, care jucase în Olanda. Intră la închisoare? Și colegii mei de la internațional care se ocupau de relația cu cei de la Telegram au spus da. Zice, cum? Pentru fraudă fiscală? Da. Ce imposibil, zice. În România? Da. Și la noi nu s-a întâmplat asta niciodată cu Craif. A fost prima oară când am auzit în Olanda, apropo de Olanda, critica așa, la adresa României, în Olanda un compliment, fie și indirect, dar sincer, din partea unui jurnalist care era șocat. Suntem convinși că am mai verificat știrea, că a zis că a sunat din greșeală în altă parte, eram nebun sau ceva. Cazul ăsta
a stârnit de la cititorii noștri din străinătate o reacție extraordinară. Indiferent unde erau, în metrourile din Bruxelles, în facultățile din New York, oamenii s-au oprit și au primit zeci de mesaje între ei și le-au trimis mai departe pentru că nu le venea să creadă. Pentru că, în mod foarte interesant, deși ei nu sunt politicieni, n-au fost premieri, președinți și așa mai departe, oamenii ăștia, șapte, reprezintă într-un fel sau altul, tipologic, cam tot ce a însemnat nu doar corupție în fotbalul românesc, în sportul românesc, ci în România. Era acolo un fost vicepremier George Copos, miliardar, om cu foarte multe afaceri. Era un fost capitan al echipei naționale, Gică Popescu, un om cu o reputație excepțională în România. Tocmai se pregătea să câștige Federația Română de Fotbal în ziua respectivă. Erau câțiva președinți, șeful cooperativei, Jean Pădureanu, și președintele nou, simbolul președinților noi, Mihai Stoica. Erau cei doi impresari care veneau mai degrabă din zona interlopă, extrem de puternici, pe care nimeni nu putea să-i atingă. Era Cristi Borcea, nu? Tabloidul perfect din România. Ca toți oamenii ăștia, într-o singură zi, să primească împreună 34 de ani de închisoare, a fost absolut șocant. Și a fost și eroarea noastră. Pentru că din acest moment ne-am plasat din nou, ăsta a fost, chiar a fost primul caz cu prima greșeală. Ne-am plasat din nou într-o singură parte. Instinctiv, nu ne-am planificat asta. Ne-am plasat de partea anticorupției și justiției. Și în toți anii care au urmat, n-am avut grijă să povestim și despre ce se întâmplă cu acești oameni în închisoare. N-am avut răbdare să vorbim și despre versiunea lor. Nu asupra condamnării, că asta era tranșată, nu mai sperau să se întâmple absolut nimic, ci despre ce pățesc acolo, cum le e viața, ce vor să facă mai departe. Așa s-a întâmplat că în momentul în care Gică Popescu a fost eliberat, reacțiile să fie la fel de ostile ale publicului ca și în momentul în care el a fost condamnat. Deși unul dintre fundamentele ultime ale justiției este faptul că ispășirea pedepsei înseamnă că acel om are exact aceleași drepturi ca și noi. Pentru că altfel justiția n-ar avea sens dacă ar fi eternă, indiferent ce-i face și indiferent ce-i ispăși. Și totuși oamenii l-au primit cu aceeași ostilitate ca la intrarea în închisoare. Când Gică Popescu a intrat în închisoare, unul dintre cititorii noștri ne-a spus următorul lucru. Gică Popescu a fost un simbol ca jucător al echipei naționale și este un simbol că nimeni nu este deasupra legii. Este de două ori simbol. Când a ieșit din închisoare, împotriva mesajelor publicului, noi am încercat să spunem următorul lucru. Gică Popescu a fost un simbol al echipei naționale, a fost un simbol pentru că nimeni nu este deasupra legii și poate fi un simbol pentru că un om care și-a ispășit pedeapsa, când și-o va ispăși, eliberarea condiționată deocamdată, poate fi reprimit între noi pentru că este egală cu fiecare dintre noi, cu nimic inferior din perspectiva drepturilor sale față de oricare dintre noi. Dar asta este un lucru extrem de greu de acceptat, asupra căruia noi înșine am avut dezbateri și ni s-a revelat foarte greu. Ascultam într-o duminică dimineață BBC, băiatul meu ar spune, având în vedere engleza mea mizerabilă pentru muzică, fie pentru muzică, dar era o muzică dedicată într-o zi întreagă oamenilor închiși în închisorile britanice. BBC-ul, o zi întreagă, a făcut talk show-uri despre problemele, visurile, poveștile oamenilor care sunt închiși. O zi întreagă. De altminte, cred că este și o zi, dar asta n-am înțeles din cauza englezele mele mizerabile, cred că este o zi trecută oarecum în calendarul britanic al statului britanic și nu sunt acțiuni doar ale jurnalistice, doar ale BBC-ului. Acea societate se gândește o zi pe an să omagieze umanitatea celor pe care i-a închis și care încă nu și-au ispășit pedeapsa. Am ajuns foarte aproape de final și după toate aceste erori, sper că a fost ultima, chiar așa de multe, sper să nu mai fie. Vreau să vă mai spun ceva despre de ce folosește etica și de ce o consider eficientă. Pentru că mi s-a spus, stai mai în mijlocul scenei și deși n-am citit, n-am stat acolo. Etica folosește pentru că, și are un randament bun, pentru că este de fapt sublimarea a secole în care anumiți oameni din profesii diferite
și au făcut treaba după niște norme pe care le-au îmbunătățit. Este acolo foarte multă experiență umană, este succes, sunt eșecurile umane. Aneta Bogdan, probabil cea mai reputată voce din brandingul românesc, povestea că, într-o carte a sa, că nu poți să inovezi dacă nu cunoști foarte bine regulile pe care le inovezi. Ea a fost parteneră a lui Oli Olins în România și spune că era una din teoriile după care se conducea Oli Olins. Pentru că dacă nu cunoști regulile, nu le practici în fiecare zi și te apuci să le schimbi, aia se numește improvizație, nu inovație. Și mai e un punct foarte important, cred că pentru, mai degrabă pentru voi decât pentru noi, pentru generația mea. Etica este bună și respectarea normelor este un lucru util pentru că te ferește, te ajută să scapi de presiuni sau măcar îmblânzește colțurile presiunilor, muchile, forțelor care astăzi ne împing pe toți înainte. Noi am crescut la începutul anilor 90, când am terminat școlile, într-un mediu în care am avut timp să greșim. În companiile noastre, în ziarele noastre, peste tot unde am lucrat, am avut timp berechet să greșim. Voi nu aveți astăzi timp să greșiți, indiferent cât de liberale, individuale și antreprenoriale pentru voi par, sau pentru mine, citindu-vă biografiile, par profesiile voastre. Chinezul care este aici, care abia așteaptă să mă prindă de picior, să termin cu așa exact, este văzut, ar fi fost văzut acum 20 de ani, drept un flower power. Un tip care are un blog, așa scrie ce. Nu. Eu cred că în ceea ce face el este un gest antreprenorial foarte serios, presant, care de multe ori nu-l lasă să doarmă noaptea. Deși se are pe sine. N-ai angajat, nu? 8. Nimeni nu e perfect. Voi nu mai aveți timp să greșiți. Și atunci, deontologia ajută. Să respecti normele și regulile înseamnă, în filozofie, că nu răspunzi pentru consecințele faptelor tale. Eu nu optez aici pentru irresponsabilitate. Vreau doar să vă spun că atunci când faci ceea ce depinde de tine, drumul până la succes sau până la finalitate este controlat de atât de mulți factori pe care voi, de care voi nu mai aveți cumva, cu care voi nu mai aveți rapel, nu mai puteți, nu știm ce se întâmplă mai departe până la succes sau până la eșec. Și nu mai depinde de noi. Și este într-un fel eliberator. E un lucru pe care probabil că nu-l simțiți astăzi, când aveți încă suficientă energie și putere, dar îl veți simți cu siguranță în anii care vin. Și sunt acceptabile și erorile câte vreme ele sunt făcute cu respectarea anumitor norme. Și acum am ajuns chiar la sfârșit. V-am spus ce face colega mea Mirela Neagă astăzi, că este la procesul din Gala Bute. De aici, dar nu e nicio grabă, putem vorbi după aceea oricât. Voi pleca la aeroport pentru că unul dintre marii campioni români, un campion olimpic, își joacă astăzi undeva în străinătate ultima șansă de calificare la Rio. Este realmente ultima, nu s-a calificat și are foarte puține șanse să se califice. Și o să vă distribui o chestie foarte interesantă. El se numește Alin Moldoveanu, este campion olimpic la tir, proba se numește 10 metri pușcă, 10 metri aer comprimat. Înainte de Olimpiada de la Londra, ne-a făcut următoarea declarație. Singurul lucru pe care îl voi face la Londra va fi acela că voi face ce pot eu mai bine. A câștigat titlul olimpic și vă voi vorbi un pic despre asta. Este absolut fascinant, este cea mai importantă, adică nu, cea mai interesantă parte a prezentării, pentru că nu mi-aparține absolut deloc. Ce mi-a spus el atunci, îl cunoscusem cu 4 ani înainte, în 2008, la Beijing, când pierduse podiumul și medalia de bronz la ultimul foc. O să vă explic ce înseamnă ultimul foc în tir. Și ceea ce mi-a spus atunci a fost, tirul te învață o lecție fundamentală în viață, nu poți controla decât ceea ce depinde de tine. Dacă te consumi la infinit pentru ceea ce nu ține de puterile tale, atunci o iei razna. A spus asta după ce a apărut la conferința de presă, de fapt la zona mixtă, asta e o zonă între arenă și conferința de presă, el mergea așa. Și o vedetă TV l-a întrebat, ești accidentat? Și el a spus, nu, am un costum de 30 de kilograme pe mine. Pentru că la tir, la anumite probe, ca să poți să stai fix, să nu-ți tremure mâna,
ai un costum care te ține din cap până în picioare rigid. Inclusiv pantofii sunt din, au căptușeală de plumb. Pierduse la Beijing, am spus, la ultimul foc. Și o să vă spun ce înseamnă din perspectiva lui etica greșelii. Ok, o să mă apropii și o să vă rog să mă ajutați să distribuim în sala aceste ținte. Dați-mi și mie una ca să... O, ce mare e! Nu e așa de mare. În niciun caz nu e așa de mare. Deci veți primi țintele care se folosesc inclusiv la competiția de acum și la Jocurile Olimpice. Și aveți în față ținta așa cum arată ea în scară 1 la 1. 10 metri înseamnă ca să am măsurat înainte. Am făcut și eu ceva fizic. Probabil rândul 9. De aici, oamenii care sunt în zona rândurilor 8-10 văd exact ceea ce vede un tirist care trage la competiție cu pușca, cu aer comprimat. Ținta are 4 cm și jumătate. Cercul exterior are 4 cm și jumătate în diametru. Musca, așa cum se numește, adică cea care definește decarul, are jumătate de milimetru. Iar noarul are puțin sub jumătate de centimetru. Cum se întâmplă povestea asta? Omul stă în picioare, fără să se sprijine de nimic, doar țintuit în acel costum de 30 de kilograme, cu o pușcă de 4-5 kilograme în mână, pe care nu o poate sprijini decât în pauzele dintre focuri. Când trage, se bazează doar pe propriile mâini. Nu există lunetă sau alt truc optic pentru a vedea mai aproape. Și l-am întrebat și cei care sunt în rândurile 8 și 9 îmi pot confirma, dar tu vezi unde tragi? Și răspunsul lui a fost nu. Evident că nu văd unde trag. Păi și ce faci? Pe urmez regulile. Asta este etica mea, să încerc să trag cât mai bine acolo unde pot. Ok, ce înseamnă cât mai bine? Acum vă uitați la ținta de acolo. Cât mai bine înseamnă așa, să trag 60 de focuri într-un interval de o oră și 45 de minute, inclusiv antrenamentul între aici. Pe care le tragi cât de repede sau cât de lent dorești, dar te încadrezi cu 60 de focuri într-o oră și 45 de minute. Acolo am fixat diferența între 9 și 10, pentru că e foarte important. 10-le este atunci când atingi musca de jumătate de milimetru. Dacă nu atingi, ai 9 puncte. Dacă ești foarte aproape de ea și nu atingi, cum apare acel cerc albastru pe care îl vedeți acolo, asta înseamnă 9. Se trag 60 de focuri. Sunt, să spunem, de obicei 60-70, cam pe aici, de participanți la calificări. Așa se numește dimineața fiecarei competiții. Totul se desfășoară într-o singură zi. Uneori te antrenezi 4 ani pentru o zi. Dintre cele 60 de focuri, dacă nu reușești să tragi 57 sau 56, cel mai prost, de 10 și 4 de 9, nu te califici. Nu prinzi finala, unde intră doar 8. Acolo începe spectacolul, dar stați un pic. Deci, încă o dată, dacă ai tras un 8, ești aproape curățat. Adică dacă te-ai abătut cu vreo, să zicem, încă 2 mm mai jos, mai sus, oriunde, față de 9, e foarte greu să recuperezi cele 2 puncte pe care le-ai pierdut. În finala olimpică, de exemplu, de la Londra, cei care au tras de 5 ori 9 în 60 de focuri nu s-au calificat. Și printre aceștia a fost un chinez fabulos, o legendă a acestui sport, care este deținătorul recordului olimpic și recordului mondial. Și la antrenamente și la final. Alin a reușit să intre în finala de la Londra la egalitate cu un italian, de asemenea o legendă a tirului, care se numește Nicolo Campriani și care trăsese ca și Alin 599.
Greșiseră o singură dată. Greșiseră. Adică erau acolo unde este albastru, da? O singură dată. Au intrat în finala de 8. Și erau 3 oameni care teoretic se băteau pentru medaliile de aur, argint și bronz. Cei 2 și un indian. Indienii au avut pentru prima lor medalie de olimpică la orice sport, o au avut la tir. Chiar la Beijing, când Alin ieșise de pe podium, câștigase un indian. Asta a urmat să fie eventual a doua medalie a unei națiuni de un miliard de oameni, de peste un miliard de oameni astăzi. Ce s-a întâmplat în finală? De fapt, ce se întâmplă în finală? Acea muscă din centru, de jumătate de milimetru, se împarte în 10. Încă o dată. Electronic. Cum? Electronic. Nu știu nici eu, nimeni nu știe, nici ei când trag. Nu știu. Se împarte în 10. Astfel încât punctele dobândite devin fracțiuni. Și anume 10,1, 10,2, 10,3, ca să te oblige să fii și mai concentrat și să se ducă cu fidelitatea aprecierii și mai aproape. După primele 5 focuri, Alin era campion olimpic. Pentru că italian nu mai greșise, făcuse încă un 9. Deci avea 9, de 2 ori 9 în 65 de focuri, italianul. Ei doi rămăseseră să bată pentru titlu. La focurile 6 și 7, italianul era campion olimpic aproape sigur. Pentru că reușise de 2 ori 10,8, ceea ce este mâna lui Dumnezeu. Să tragi 10,8 înseamnă să tragi aproape perfect centrat în acea muscă. 10,9 doar e mai bine decât 10,8, dar aproape nu se poate atinge acest lucru. Mai erau 3 focuri. Și în momentul respectiv s-a întâmplat ceea ce spune Alin, o chestie banală, normală, la orice tirist. Și anume, italianul care trăsese până în acel moment 67 de focuri, din care doar 2 trăsese cu 9 și restul cu 10, a tras de 2 ori din cele 3 ori 9. Tragi 67 și doar 2 de 9 și tragi 3 la final, din care 2 de 9. Alina a reușit 3 de 10, 10,1, 10,5 și ultima 10,3 și a ieșit campion olimpic. Nu și-a dat seama imediat, că ei nu-și dau seama. Că nu știu ce trag, de fapt. Pentru că nu sunt acolo. Pentru că sunt rupți de realitate. Și unde sunt? Că i-am întrebat, dar tu unde ești în momentul respectiv? Nu știu, eu sunt în mișcările mele. Sunt în reguli. Nu știu unde sunt. Bun, dar n-auzi că se anunță. De fiecare dată se anunță. Că a tras fiecare. Lumea e hărmălaie în sală. Să nu credeți că cineva... Au pus și muzică acum, ca să fie mai atractiv. Este muzică. Între, așa se cântă muzică rock. Lumea urlă. Când se anunță o notă, toată lumea țipă. Spectatorii, partizani unui sportiv sau altul, țipă într-una. Nu e niciun fel de liniște. Ei n-au niște căști super izolante pe ureche. Au un plasture pe ochiul cu care nu văd. Asta e tot ceea ce au. Și când a ieșit campion olimpic, când s-a terminat proba, se uita mirat și el la toată lumea, că nu știa exact cine a câștigat. Nimeni nu știe cine a câștigat în momentul respectiv. Și abia după ce l-au îmbrățișat ceilalți doi, indianul care a ieșit pe 3 și italianul care a ieșit pe 2, și-a dat seama că a ieșit campion olimpic. La zona mixtă, aceeași scenă ca în 2008, cu 4 ani mai devreme. Apare cu aceeași față, noi eram triumfători, nu plângeam, nu ne venea să credem, și el spune, păi, și cum a fost? Păi, am tras... Cum am putut, restul n-a mai depins de mine. Aceasta a fost pentru mine cea mai importantă lecție de etică a profesiei, în care tu faci ceea ce depinde de tine și lași altora. Eu pot pune pariu că am văzut un înger lângă el la ultimele 3 focuri. Nu mă poate convinge nimeni că nu l-am văzut, era acolo. Era ca o coloană, nu vă descriu așa ca să nu mă internați. Era. Mâine la Ghior are ultima șansă de calificare la Olimpiadă. De data asta nu numai că n-a intrat în finala olimpică, nu numai că nici n-a fost atunci favorit la medalii, era pe locul 25 în rankingul mondial. E posibil să nu se califice. Și are o șansă extrem de mică.
Cum sună această șansă? Au rămas 3 locuri de calificare și participă 70 și ceva de oameni la această competiție de la Ghior. Și evident că am vorbit cu el înainte și l-am întrebat cum. Păi, antrenamentele au mers bine și zic, și ce simți așa? Bine, întrebări tâmpite, dar trebuie să întreb ceva cu omul. Nu poți să-i zici succes și asta că nu e deontologic, nu? Și zice, păi, eu o să fac tot ce depinde de mine. Vă mulțumesc frumos!